2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Harul de a fi ambasadorii săi. Odată, în timp ce citeam despre un slujitor celebru și despre credința lui minunată, am rămas profund impresionată de lucrurile extraordinare pe care le-a făcut prin lucrarea sa. Mi-am spus, Doamne, știu că sunt chemată să slujesc, dar eu nu aș putea face niciodată așa ceva. Imediat am simțit că Dumnezeu îi vorbește inimii mele. De ce nu? Oare nu ești și tu la fel de distrusă ca oricine altcineva? Cel mai adesea înțelegem lucrurile pe dos. Credem că Dumnezeu caută oameni foarte bine pregătiți, însă nu e deloc adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu, în harul și mila sa, alege lucrurile nebunește ale lumii pentru a le face de rușine pe cele înțelepte. Așa cum citim în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27. El îi caută pe cei care se pot smeri, permițându-i să-și împlinească voia prin ei. Dacă ai grijă să nu devii prea îngânfat, Dumnezeu te poate folosi la fel de bine ca pe orice om extraordinar al Său. El nu ne alege pentru că suntem capabili, ci doar pentru că suntem disponibili. Și aceasta e o parte din harul și favoarea Domnului, pe care le toarnă peste noi atunci când ne alege să fim ambasadorii personali ai lui Hristos. Dumnezeu vrea ca tu să ai un vis cu privire la viața ta. El vrea ca tu să-ți împlinești acest vis prin harul Său atunci când te încrezi în El. Thank you.